182.000 82.000 de copii din județul Iași înscriși în anul școlar 2022-2023 nu au beneficiat la timp de programul Guvernului Cornul și Laptele. Unul dintre motive a fost cel legat de faptul că autoritățile au demarat prea târziu licitațiile, în special pentru produsele lactate. În 12 județe, elevii nu primeau lapte sau produse din lapte în luna decembrie 2022, la trei luni de la începerea școlii. Pentru a îmbunătăți activitatea programului, Ministerul Agriculturii a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță prin care să alinieze unele modificări ale legislației europene la cea română. Acest proiect ar permite ca programul pentru școli al României, prin care copiii primesc lapte, fructe și un produs de panificație, să poată fi aplicat de la începutul anului școlar fără întârzieri.